A fost cu minți! Da! Bravo! Moș Crăciun a făcut astăzi o surpriză copiilor din cadrul grădiniței Floare de Colț din Baia Mare, care au venit să colinde angajații stației CFR din oraș. Ele au împărțit micuților cadouri, apoi le-a ascultat colindele pe care cei mici le-au cântat drept răsplată pentru bunătățile primite. Am dorit să transmitem cumva tradiția mai departe, să colindăm, să-l vedem pe moșu și să ducem un pic de bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă. La acțiune au fost prezenți și reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș, care au împărțit pliante copiilor cu diverse recomandări pentru propria siguranță. Astăzi, Moș Crăciun a poposit în gara CFR din Baia Mare, iar ca ajutoare i-a avut pe polițiștii biroul de transporturi Maramureș. Copiii au primit dulciuri și diferite bunătăți, iar polițiștii de prevenire le-a sezonat cu diferite recomandări pentru siguranța celor mici. Copilașii s-au bucurat de cadourile moșului și au promis că vor fi cu minți în continuare. M-a adus un cadou. I-a pregătit două colinde. O să-i cânt în seara Crăciunului și din ce coboară. A fost cu minți. Bravo, bravo, ce copilă cu minte!